Găsit, vă spun, la o nouă ediție a emisiunii Observatorul Prahovean Live, o ediție de promovare electorală. Invitatul meu din această seară este domnul Adrian Dupu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor și candidat din partea PNL Prahova pentru un mandat de deputat la alegerile din 6 decembrie. Bun găsit, vă spun, domnule Dupu. Bună seara și vă mulțumesc pentru invitație. Discutăm atât în calitatea noastră de secretar de stat în Ministerul Transporturilor și chiar o să vă rog, văd că aveți la dumneavoastră o situație la zi a lucrărilor de infrastructură majoră, să spunem, dar și în calitatea noastră de candidat al PNL Prahova pentru Camera Deputaților. Haideți să o luăm în primul rând. De ce candidat din partea PNL și de ce Prahova? Dumneavoastră având un istoric, în ciuda vârstei fragede, un istoric destul de, să spunem așa, colorat ca și experiență politică și administrativă. Un scurt CV pentru cei care nu vă cunosc foarte bine. Scurtă prezentare, de fapt. Din punct de vedere politic nu e deloc colorat. Sunt membru PNL de când m-am implicat în politică și am ales PNL pentru că împărtășesc aceleași valori, care înseamnă respect pentru muncă, morală, respect pentru economie. Am învățat că în viață lucrurile se clădesc pe o educație solidă, pe, cum spuneam, respectul pentru muncă, pentru proprietatea privată și toate aceste lucruri le regăsesc în Partidul Național Liberal. De aceea am ales să fac politică implicându-mă în Partidul Național Liberal. Într-adevăr, nu sunt prahovean, dar cunosc foarte bine județul Prahova, un județ care are o foarte, foarte mare sau un foarte mare potențial de creștere economică, de dezvoltare, un județ aflat în imediată vecinătatea Bucureștiului și care, din păcate, și mereu am spus asta chiar înainte să mă implic în politică, nu înțeleg cum un județ aflat lângă București este așa de mult rămas în urmă față de alte județe, cum ar fi Clujul, cum ar fi... Corect, să știți că e frustrarea prahovenilor, asta e cea mai mare frustrare, inclusiv a ploieștenilor, pentru că din 2012 până acum vreo 8 ani de zile chiar i-am pierdut și asta se vede. Da, și am foarte multe cunoștințe, foarte mulți prieteni aici, am fost de foarte multe ori în județ și în Ploiești și mereu am știut că se poate mult mai mult și că acest județ merită mult mai mult și de aceea am decis să pun umărul la schimbarea care a început odată cu alegerile locale. Am reușit să eliberăm județul de ceea ce numesc eu mafia Cosma și mafia PSD-istă care a subjugat pur și simplu județul timp de 30 de ani și prahovenii vor începe să vadă diferența dintre, sau nu să o vadă, că au văzut-o în Cluj, au văzut-o în Timișoara, au văzut-o în Oradea, dar să o simtă, să fie și pentru ei, ce înseamnă administrație liberală făcută la standarde europene. Bun, dumneavoastră ați lucrat la Chișinău ca reprezentant al guvernului Germaniei. Toată lumea are un respect pentru tot ce înseamnă administrația germană, da? Și valorile pe care le reprezintă. Cât de mult a contat experiența asta și cum veți aplica, să spunem, metoda germană în administrație, acum unde sunteți dumneavoastră la Ministerul Transporturilor, cum ați încercat să aplicați, de fapt, rețeta germană și cât de mult v-a influențat experiența respectivă ca și, eu știu, zonă, în zona de administrație și, de ce nu, de politică. Într-adevăr, am fost angajat, dar nu politic, prin concurs la Guvernul Germaniei, o agenție guvernamentală care se ocupă de asistență externă. Am lucrat în două proiecte foarte mari de infrastructură în Republica Moldova și ca fiind detașat acolo. Și ceea ce am învățat eu e rigurozitatea și respectul față de banul public. Pentru că un om care lucrează sau este plătit din banul public trebuie să aibă un respect mult mai mare față de cetățeanul care îi plătește salariul. Și asta am învățat că nu poți să tragi chiulul, ca să spun așa pe românește,
pe banii altcuiva. Când ați fost, spuneați dumneavoastră că, mă rog, aveți această doctrină, să spunem, ce ați găsit în Ministerul Transporturilor, un minister care în România cel puțin nu are tocmai o imagine foarte bună, adică avem atât de multe exemple de corupție și de delăsare și de bani aruncați pe fereastră la Ministerul Transporturilor și asta se vede în infrastructura precară a României, la toate nivelurile, mă refer la cea rutieră, feroviară și așa mai departe. Ce ați găsit și ce ați reușit să schimbați într-un astfel de minister? Ce am reușit să schimb e viteza cu care lucrurile se întâmplă. Am observat că există acest slogan sau această cultură după care se ghidează mulți angajați. O face mâine, mă ocup, se rezolvă, nicio grijă. Toate aceste timpul lucruri, trece, lefa merge, nu? Exact. Trasul de timp și hârtii la sertare pe care pur și simplu stau la sertar, fără un motiv anume. Și lucrul acesta am încercat să-l schimb, să accelerăm. Și dau un exemplu care probabil că a fost cel mai mediatizat. Acum 3 ani de zile a fost dată o ordonanță de urgență prin care elevii și studenții aveau gratuit transportul cu trenul. De atunci și până acum nu s-a putut realiza sau să se modifice ordonanța de urgență pentru că era o lacună în acea ordonanță de urgență. Nu puteau să-și cumpere biletele online studenții. Ceea ce însemna mai ales acum pe timp de pandemie, odată cu începerea anului universitar, cozi foarte mari la casele de bilete, aglomerații. Corect. Și una din primele întâlniri în calitate de secretar de stat a fost cu reprezentanții asociațiilor studenților. Și în mai puțin de 2 luni am modificat prin ordonanță de urgență acest lucru și acum studenții pot să-și cumpere bilete online. Dar asta s-a făcut urmărind pas cu pas hârtia, ca să nu adormă prin sertar, să fie uitat acolo. Erau lucruri foarte simple, multe lucruri care îmbunătățesc viața oamenilor se pot face foarte simplu și foarte ușor dacă există bunăvoință, dacă există puțină... Nu știu, da, nu, să înțeleg că nu v-ați făcut foarte mulți prieteni printre funcționarii de la Ministerul Transporturilor acolo unde, ca în majoritatea instituțiilor de stat, funcționează acea lozincă. Se poate și mâine. Nu, ba, cred că mi-am făcut destul de mulți prieteni, adică eu lucrez pe bază de respect și ceea ce cer de la ceilalți colegi din minister, ofer și eu și atunci când există o reciprocitate, oamenii înțeleg, pentru că și la mine dacă vine o hârtie de semnat sau de avizat sau nu o las în sertar și le dau după o săptămână, rezolv imediat și atunci dacă eu le ofer ca exemplu modul meu de lucru, automat primesc mult mai ușor în schimb ceea ce solicit, adică viteză de lucru și rigurozitate. Domnule Dupu, una dintre principalele probleme pe care le are România este lipsa asta de infrastructură și mai ales cea care asigură siguranța traficului, fie că vorbim de cel rutier, fie că vorbim de cel feroviar. Sunt foarte multe zone, așa numite puncte negre, unde se petrec accidente, din păcate, multe dintre ele mortale. Și așa cum spuneați dumneavoastră, e nevoie doar de a face niște lucruri simple care pot salva vieți. Și există inclusiv în Ploiești, în Prahova, astfel de zone unde se petrec frecvent accidente grave. Aveți în plan, spuneați dumneavoastră că veniți cu un suflu nou și lucrurile se pot face relativ simplu, fără, eu știu, alocare de resurse uriașe. Un exemplu în care tupul se implică astfel încât, iată, lucrurile să evolueze pozitiv? Da, pot să vă dau chiar 2 exemple. Pe DN1A, în zona comunei Lipănești, unde sunt 5 km de trafic agabaritic, acolo se circulă și foarte mult și pericolul de accidente este foarte mare. Săptămâna trecută am avut o întâlnire cu domnul primar și am convenit să, împreună cu colegii de la minister, să găsim soluții pentru 3 pasarele
peste DN1A, în dreptul școlii, de exemplu, în dreptul primăriei, pentru ca oamenii să nu mai traverseze strada direct. Apoi, ieri am avut o vizită în Ploiești împreună cu directorul regionalei CFR și cu reprezentanții primăriei. Am fost la și, din păcate, vestit accidentul din zona Obor, Da. unde o persoană și-a pierdut viața nu de mult, și am stabilit chiar să fie montată o barieră la trecerea de nivel de cale ferată. Iar astăzi se vor întâlni deja cei de la Comisia de Urbanism din cadrul primăriei cu reprezentanții CFR și vor lua toate măsurile. Eu cred că până la sfârșitul anului acolo va fi o barieră din asta inteligentă cu sistem automat. Da, astfel Ceea încât să ce, nu se mai producă da, am nenorociri, înțeles că da? acolo e o zonă foarte periculoasă, sunt multe locuințe în zonă, e un trafic destul de mare și vizibilitatea nu foarte bună. Eu cred că acea barieră va salva multe vieți. Bun, Prahova. Când spui Prahova, te gândești la trafic rutier, te gândești la aglomerația de pe Valea Prahovei. Sunteți tânăr, ca și mine. Vom prinde, domnule Dupu, în viață, într-un timp decent, posibilitatea de a circula pe autostrada Ploiești-Comarnic-Brașov. Da, Sunteți optimist, sunteți se va optimist. întâmpla. Da, sunt optimist pentru că am observat de la preluarea guvernării de către PNL și premierul Ludovic Orban că lucrurile se mișcă cu o viteză mult mai mare. Și o să vă dau un exemplu Vă rog. până să ajung la Comarnic Brașov. Linia de tren București Nord-Otopeni. Corect. Linie care trebuia să fie gata pentru campionatul european. La preluarea guvernării de către PNL, stadiul proiectului era la 11%. Până la sfârșitul anului se va merge pe, după cum știți, deja s-au făcut testele, am fost de 2 ori în vizită și am mers cu trenul odată cu reprezentanții Ministerului și cu domnul ministru și odată cu domnul președinte Iohannis, cu prim-ministru. Am parcurs distanța aceasta. E o linie făcută, deci 80%, 90% făcută în 11 luni, ceea ce nu au reușit să facă guvernarea sau guvernările precedente în câțiva ani. Noi am reușit în 11 luni. Deci se poate și e o lucrare foarte, foarte bună, adică e o calitate foarte bună. Și de aceea cred că în acest ritm cu care deja ne-am obișnuit, vom vedea și Comarnic Brașov. Deja avem dat în completare studiul de fezabilitate Ploiești-Brașov, cei aproape 100 de kilometri. Pe varianta de ocolire Comarnic cu profil de autostradă am avut. Stați să mă uit ca să nu. Aveți în față Am avut, statistica, da? Statistica de la da, Ministerul avem, Transporturilor. exact, avem, vom avea atribuit acum, până luna aceasta, proiectarea și execuția pentru cei 5 km și un pic, iar pentru nodul Comarnic Nord vom avea tot luna aceasta semnat contractul de proiectare și execuție. Bun, Deci asta înseamnă că domnul Dupu, termenele sunt rezonabile, adică, nu știu, din ciclul știrilor pozitive, să spunem, cred că cea mai citită știre la noi, atât pe Observatorul Prahovean cât și pe Observatorul de Brașov, este o filmare făcută de cei de la Asociația Pro Infrastructura cu acel ciot de autostradă dintre Râșnov și Cristian, acei aproape 6 km din viitoarea autostradă Comarnic-Brașov, care înțeleg că vor fi redați traficului chiar până la sfârșitul acestui an. Lumea vrea, își dorește astfel de lucrări care se fac totuși într-un timp relativ scurt. Cred că tronsonul ăla a fost făcut în mai puțin de un an de zile, de la licitație vorbim.
se poate într-un ritm mai alert. Da, și avem, din păcate o să-l las pe domnul ministru să facă toate aceste anunțuri, dar avem unele lucrări în execuție pe loturi de autostradă care se finalizează cu jumătate de an, 8 luni mai devreme decât estimat. Deci nu vorbesc acum de Comarnic Brașov, dar avem exemple în țară, asta vreau să spun, se poate, avem asigurată finanțarea. Chiar astăzi au fost domnul ministru cu domnul prim-ministru la Giurgiu, unde s-a dat în folosință podul peste podul și la fel în momentul preluării guvernării erau lucrări la 80%, dar plățile doar la 60%. Iar astăzi a fost efectuată predarea, primirea lucrării. Bun, într-un orizont, nu știu, 8 ani de zile, în 8 ani de zile, să spunem că PNL va câștiga alegerile și va avea asigurat cel puțin 4 ani de aici încolo, guvernarea va fi una de dreapta, una dominată de PNL. Vom vedea cu adevărat lucrările începute, dar și într-un ritm cât de cât alert, astfel încât bucata asta de autostradă între Comarnic și Brașov să fie într-un stadiu relativ avansat la finalul următorului ciclu electoral? Cu siguranță, cu siguranță, și eu cred că acest lucru ne vor mai oferi încă 4 ani de guvernare. Eu sunt convins că Partidul Național Liberal va fi la guvernare în următorii 8 ani și cel puțin, și se va vedea o diferență foarte mare, în primul rând în ce înseamnă infrastructura și rutieră și feroviară față de ce am avut în ultimii 30 de ani. 30 de ani în care mai mult s-a degradat tot ce am avut, mai ales în ce înseamnă infrastructură feroviară, s-a degradat foarte mult. Și acum am început, anul 2021 va fi în toată Europa anul feroviar. Avem prevăzute investiții foarte mari în infrastructură și în material rulant. Și, cum spuneam, chiar în Prahova avem cele 3 gări care vor fi renovate din bani europeni. La fel și infrastructura rutieră, am văzut că lucrurile se mișcă mult mai repede și vom păstra acest ritm în anii următori. Dar ce s-a întâmplat până acum? De ce lucrurile au bătut pasul pe loc? Se semnau contracte, se scoteau la licitație, se anulau licitațiile, venea un ministru, se schimba premierul sau se schimba ministrul transportului, spunea, domne, îl facem prin autostrada X, o facem prin parteneriat public-privat. Se schimba ministrul, stați că nu e bun, anulăm tot, o facem din fonduri europene. Stai că nu ne dă Uniunea Europeană bani pentru așa ceva, trebuie să le facem documentația și așa mai departe. Vă spun ce s-a întâmplat. S-a întâmplat că, la fel ca la Prahova, în toată țara PSD-ul a oferit oameni incompetenți. Și acești oameni incompetenți, din păcate, au condus România. Și din acest motiv, noi am stagnat. Noi ca țară am stagnat, noi ca societate am stagnat. Vedem, eu și acum, îmi pare rău că trebuie să sar de la un lucru la altul, dar și acum mă uitam zile trecute pe ziarul de campanie al PSD-ului în care promiteau 8 spitale regionale, care nici măcar la stadiu de studii de fezabilitate nu au existat atunci când au pierdut guvernarea. Asta s-a întâmplat, am fost mințiți. Am avut la conducere oameni care și-au văzut doar interesul propriu și de partid și nu le-a păsat niciun fel de semenilor, de oamenii care i-au votat. Așa cum în Prahova am avut atâția și atâția ani în care toate lucrurile se întâmplau cu voie de la stăpân, de la baron. Știți mult mai bine decât mine în ce situație era Prahova sub Imperiul Cosma. Așa a fost la nivel național și de aceea nu s-au putut implementa proiecte. Am pierdut foarte mulți bani europeni, foarte mulți bani europeni. Mergeam prin comune în județ, în Prahova, și îmi spuneau unii primari, domnule, la noi în ultimii 8 ani
Noi n-am luat nici un fond, nici un euro din fondurile europene, la Măneciu, da. Ca să nu... Și noi, fusese primar ALDE, din câte țin minte. Da. Nici un euro din fondurile europene, nu pot să îmi imaginez ce înseamnă asta. Nu pot să imaginez. Când putem să luăm bani, eram cadou, bani gratis. Cum... De acord cu dumneavoastră, numai că pentru fiecare euro pe care îl iei din fonduri europene, dar trebuie să garantezi... Nu poți să fur o licență, așa? Trebuie atunci... să garantezi 100% din sumele respective și nu prea poți să dosești, nu știu, comisioane, parandărăt, facturi umflate, constructor fantomă și așa mai departe. Și o să fac o paralelă. Din păcate, Republica Moldova, pentru că am lucrat ani de zile acolo și noi lucram pe banii oferiți de guvernul Germaniei, dar și cofinanțări de la Uniunea Europeană, de la guvernul Elveției, chiar și de la guvernul României, la fel vedeam în administrația sau angajații administrației publice, că acolo unde nu erau banii lor, unde nu puteau fura, nu prea se interesau de stadiul proiectelor, să meargă mai repede, să se miște lucrurile. Nu aveam un interes direct personal. Direct, da, din păcate. Și la fel și la noi. Dacă nu au avut ei un interes personal, n-au frica dacă vine Olaf, DNA, exact, da. să verifice, era foarte mare. Și atunci au preferat să nu ia banii ăștia. Bun, dar în ce măsură guvernul PNL poate asigura resursa umană de bună calitate, astfel încât proiecte mari de infrastructură să se deruleze fără să fie tot felul de piedici, nu știu ce interese, de toate felurile, de la cele imobiliare, la cele financiare, oameni plătiți pe comisioane, firme de partid și așa mai departe. Ce garanții avem noi, contribuabilii, că odată cu schimbarea regimului vom avea parte de lucrări făcute nemțește? Că tot discutam de rețeta germană. Nu pot și nu sigur, nu că nu garantez, dar vă zic sigur că lucrurile nu se vor schimba peste noapte. Este greu să destructurezi caracatițe construite în ani și ani de zile. Chiar vorbeam cu colegi de-ai mei primari noi aleși de ce găseau prin primării și că au nevoie de mult timp să schimbe și caracatița, să schimbe și mentalitatea oamenilor care s-au, chiar dacă s-au trecut de la un regim la altul, cum ne spunem la minister, supraviețuitor, că au trecut prin mai multe regimuri, lucrurile nu se pot schimba peste noapte, dar important e să începem de undeva, pentru că dacă tot degradăm și cădem tot mai mult, trebuie să ne oprim și să începem să creștem. Partidul Național Liberal vine cu o ofertă de candidați și mai experimentați și noi. Deci noi nu avem doar oameni noi care nu știu ce... Pentru că e foarte important să știi ce înseamnă administrație publică centrală, ce înseamnă parlament, ce înseamnă guvernare, pentru că e ușor de pe margine, ca pe stadion, dă mingea, dă dincolo, dar n-am alergat 100 de metri în ultimii ani. La fel e și în politică, la fel e și la guvernare. Și atunci noi îmbinăm oameni cu o educație nouă, cu o educație occidentală. La fel ca mine, foarte mulți colegi din guvern au studii în străinătate, au experiență de lucru în străinătate și cu oameni cu experiență locală, națională. Și atunci cred că aceasta este formula cea mai bună pentru a putea să facem și un transfer, un schimb de generații fluent și în același timp să ne asigurăm că lucrurile capătă o aură modernă și europeană la noi în politica tâmpovițeană. Zilele trecute l-am avut invitat pe domnul Preda, tot un candidat tânăr propus de PNL Prahova. De ce, în calitate de tineri formați afară, cu un anumit nivel de educație, ați ales această provocare și nu v-ați văzut de treabă afară, acolo unde oportunitățile sunt mult mai mari,
câștigurile sunt mult mai bune și nu știu, dacă vreți, inclusiv nivelul de trai este altul, pentru că indiferent cât de mari sunt salariile în ministere, să spunem, și dumneavoastră și domnul Preda sunteți la același nivel de secretar de stat, da? Bun, la ministere. Corect. Deci nu se pune problema. Sunt incomparabile veniturile pe care le aveți din poziția actuală cu cele pe care le-ați putea avea, nu știu, pentru o multinațională afară. De ce? De ce vă încăpățânați să rămâneți aici? Pentru că, deci, am locuit mulți ani în Germania și ulterior în Republica Moldova detașat, dar în Germania era domiciliul meu. Când am revenit mai aproape de țară și am decis să mă implic în politică, e pentru că am văzut cum, deși eram membri Uniunii Europeană de mai mulți ani, aproape 10 ani, nu prea s-a schimbat mare lucru în România. Am văzut cum oamenii incompetenți, nu puteam să înțeleg cum e X deputat, cum a ajuns Y ministru. Adică nu înțelegeam. Și am înțeles că oamenii au ajuns și parlamentari, și miniștri, și în funcție de conducere, pentru că oamenii competenți nu s-au implicat. Pentru că oamenii care puteau produce o schimbare au stat pe margine și au zis: nu mă bag că e mizerie în politică. Păi de-aia e mizerie, pentru că se implică sau s-o implicau numai oameni cu un trecut dubios, cu planuri dubioase. Și atunci, pentru a putea face o schimbare reală, este nevoie de implicare. Și de aceea am decis să mă implic în politică. Să știți că nu banii sunt totul și câștigurile materiale. Poate pare așa utopic, dar satisfacția că pot să schimb ceva în bine pentru semeni, pentru conaționali, să știți că este foarte mare. Eu am întâlnit foarte mulți oameni cât am fost plecat din țară, cât am locuit în afară, oameni care au trebuit să-și părăsească familie, părinții, copiii, tocmai pentru că nu vedeau perspectivă de dezvoltare în România. Și atunci e imperativ să ne implicăm. Bun. Revenind un pic la ceea ce ține de domeniul dumneavoastră de activitate, transporturile, am discutat de proiectele de infrastructură rutieră. Spuneați dumneavoastră că încercați să schimbați lucrurile și în zona feroviară. Când românii vor putea alege trenul ca mijloc de transport civilizat, fără întârzieri și care oferă niște condiții similare confortului autoturismului propriu, mai puțin riscul producerii unor accidente, așa cum se întâmplă afară, da? În state dezvoltate, pe distanțe lungi, trenul chiar concurează cu avionul. Suntem departe de zona aceea, însă niște condiții decente și niște trenuri care să asigure un confort decent, la asta putem spera? Da, chiar vorbeam într-o zi, nu de mult, că în 1936, de la Craiova la, îmi scap acum localitatea, trenul făcea 3 ore și jumătate. Iar astăzi, pe aceeași distanță, trenul face 4 ore și jumătate. N-au trecut decât 90 de ani, domnul Turcu. Și face mult mai mult. Am progresat. Da. De 30 de ani, investițiile în infrastructura feroviară au fost aproape inexistente sau prea mici pentru nevoile care erau. Și am văzut și sunt, cred că, de notorietate unii directori care s-au plimbat pe la conducerea CFR-ului și cumpărau becuri de 1 milion de euro, exact, bucata, 1 milion de lei bucata, sau... Chiar acum, ca să vă dau un exemplu, fosta societate de turism feroviar aflată în insolvență mai are unele bunuri de vândut și povesteam cu administratorul de insolvență că, sau infaliment, mă scuzați, infaliment, și cu administratorul că atunci când au făcut inventarierea, au găsit niște fire de plante, de flori de astea artificiale. Da.
Și a vrut să le arunce, că erau și a angajat, nu, nu, care au fost 100 de lei bucată. Cu atât Deci, aveam valoarea de da, și inventar. când am fost să vizitez acolo și le-am văzut, deci nu vă dați seama, Da, deci ce caricaturi bănuiesc, nu? cât s-a furat, Da, s-a furat. așa De asta, este. nu pentru Așa că nu este. au, erau de calitate. Și asta e, sistemul feroviar a fost supus an și an la rândul unui jaf și abia acum începem încet încet să ne revenim. Sperăm Avem inclusiv la trenuri moderne, da, modernizate măcar cele existente. avem în curs de achiziție 80 de vagoane noi. Avem la fel în curs de modernizare un număr mare de vagoane de material rulant. Va mai dura până fiecare călător cu trenul se va putea bucura de confortul pe care îl merită pentru prețul plătit, dar lucrurile au început să se miște în sus, ceea ce este bine, pentru că am coborât, am coborât, am coborât. E bine că începem să urcăm. Și fiecare an pe care îl pierdem înseamnă 2 ani de revenire. Da, am ajuns la finalul emisiunii. Un mesaj pentru, nu numai, dar cred că având în vedere vârsta dumneavoastră, cred că e important, mai ales pentru tineri, cei care și-au pierdut speranța, să vină la vot pe 6 decembrie și să vă acorde încrederea, în condițiile în care, din păcate, așa cum spunea și dumneavoastră, în ultimii 30 de ani, prea puține lucruri bune s-au întâmplat pentru cetățenii cărora politicienii, odată la 4 ani, le cer votul. Deci ar trebui să iasă din case pe 6 decembrie și să voteze PNL. În Prahova a început schimbarea anul acesta și este foarte, foarte important ca ceea ce ați reușit dumneavoastră, prin votul dumneavoastră, să realizați la alegerile locale și anume să produceți această schimbare dintre un regim dezastruos și o conducere nouă care să ofere o perspectivă de dezvoltare județului. Este foarte important să continuăm această schimbare. Este important să oferim prahovenilor niște oameni corecți, onești, care să-i reprezinte în Parlament, care să poată contribui la atragerea de fonduri europene în județ, care să poată contribui la o implicare mai mare din partea guvernului în proiectele din acest județ. Tinerii, în special, care și-au pierdut speranța, lor vreau să le spun că noi, tinerii, suntem dovada, noi, tineri care ne-am implicat în politică, suntem dovada că există într-adevăr speranță, că prin implicare și prin muncă lucrurile se pot schimba. Iar acum este rândul dumneavoastră să vă implicați prin vot. Acesta este primul pas spre schimbare. Votul către oamenii care au decis într-adevăr să se implice și sper eu că, văzând exemplul nostru, vă veți implica mai mult de atât pe viitor. Pentru că de asta are nevoie țara noastră. Domnule Dupu, vă mulțumesc pentru participarea în emisiune. Vă Vă mulțumesc și doresc eu pentru, succes vă și mulțumesc pentru poate invitație. cine știe, ne vom revedea cu niște date concrete și alte investiții în infrastructură, în Prahova, pentru că, din păcate, este mare nevoie de așa ceva. Cetățenii vor vedea diferența din ce înseamnă administrație și guvernare PNL și ce au avut înainte. Vă asigur de asta. Bun, cu acest mesaj încheiem această ediție electorală a emisiunii Observatorul Prahovean Live. Vă spunem împreună weekend plăcut!